ducem în ședință ordinară. Primarul comunei ducem în județul Bacău. În primul dispoziție articolul 39 alineatul 1, articolul 68 alineatul 1 și articolul 115 alineatul 1, litera A din legea numărul 215/2001, privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare, dispune. Articolul 1 alineatul 1. Se convocă Consiliul Local Bucium în ședință ordinară în data de 19 decembrie 2016, orele 13 la sediul primăriei comunei Bucium. Ordinea de zi este următoare. 1. Proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Bucium pe trimestru 4 anul 2016, inițiator primarul comunei. 2. Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării hotărârii Consiliului Local Bucium numărul 42 din 31.08.2016 referitoare la aprobarea modificării structurii de funcție publice pentru aparatul de specialitate a primarului comunei Bucium, județul Bacău, inițiator primarul comunei. Și 3 diverse. Doamnă președinte, mulțumesc, domnule primar. Supunem la ordinea de zi. Cine este pentru? Mulțumesc frumos. Supun la vot proces verbal din ședința de anterioară. Cine este pentru? Mulțumesc, s-a votat. Domnule primar, aveți cuvântul pentru proiectul de la numărul 1 privind aprobarea rectificării bugetului local. Raportul din inițierea proiectului de hotărâre referitor la aprobarea rectificării bugetului local al comunei Bucium pe trimestru 4 anul 2016. Doamnă și domnule consilier, proiectul de hotărâre pe care îl supunem astăzi dezbaterii dumneavoastră este ultimul proiect de rectificare a bugetului local din anul 2016 cu suma totală de 319.000 lei. Această rectificare a fost determinată la parte de venituri de următoare. 1. Prin adresa numărul 2996 din 5.12.2016 ni s-a comunicat influențele la bugetul local al comunei Bucium în suma totală de 179.000 lei. 2. Prin adresa numărul 2445 din 13.12.2016, Consiliul Județean Bacău ne-a comunicat suma repartizată pentru rectificarea bugetului local al comunei Bucium în cuantum total de 130.000 lei. 3. Ca urmare a solicitării de către instituția noastră a sumei necesare pentru plata ajutorului de încălzire cu lemne pentru persoane și familii români de pe raza comunei Bucium, am prevăzut la parte de venituri suma de 10.000 lei, pe care urmează să o primim în perioada imediat următoare de la AJP Bacău. Cu privire la această sumă, nu se transmite adresa oficială. 4. Din capitolul vărsăminte din secțiunea de funcționare s-a propus retragerea sumei de 294.000 lei, pentru care voi prezenta motivația la partea de cheltuieli secțiunea de dezvoltare. La partea de cheltuieli sumele prevăzute în parte de venituri am propus să fie repartizate după cum urmează. La secțiunea de funcționare, 15.000 lei pentru reparație curentă la sediul primăriei Bucium, 10.000 lei pentru plata ajutorului de încălzire cu lemne la familiile și persoanele singure românii din comuna Bucium. La secțiunea de dezvoltare, 294.000 lei proveniți din la partea de venituri, secțiunea de funcționare și care am propus să fie repartizat la partea de cheltuieli în capitolul protecția mediului sub capitolul active fixe, având intenția de a-i folosi la implementarea vreunui proiect necesar pentru comuna Bucium. Însă, datorită faptului că suntem la sfârșitul anului și nu mai avem timp să cheltuim, am propus virarea acestei sume la acest capitol pentru a rămâne în fondul de rezervă și pentru a-i folosi la, în anul următor. În caz contrar, ar trebui să restituim la sfârșitul anului suma. Aceasta este propunerea din cuprinsul proiectului de hotărâre pe care rog să-l aprobați. Aici este vorba de banii primiți. 5.000 lei se fac două birouri aici la care nu știu în partea dreapta, unde a fost arhiva și încă în partea cealaltă unde a fost dispensarul veterinar. Deoarece mai angajăm unul la protecția civilă, am angajat. Trebuie să-i oferim și lui o cameră unde să-și facă activitatea. Din coace, 10.000 de la ajutorul de la încălzire, iar banii ăștia alții în fondul de rulment, că nu mai e timp, nu avem arierate, nu avem alte probleme de cheltuială, îi băgăm în fondul de rezervă, că avem ce face cu ei la an. Doamna președintă. Mulțumesc frumos, domnule primar. Domnul președinte, aveți cuvântul. Nu vă duce că comisia studiat repartizarea acestor bani, nu vă zice un fel de urgență unde ar trebui investiți acei bani. Faptul că îi trecem în fondul de rezervă este un lucru foarte bun, că la anul avem de unde pleca.
Iar restul banilor s-au justificat, după cum spune și domnul primar. Nu au fost probleme, comisia este de acord cu proiectul de hotărâre, fără niciun fel de obiecțiune. Mulțumesc frumos. Dacă sunt în scrie, atunci spunem la vot. Cine este? Mulțumesc. Proiectul s-a votat. Domnul primar, aveți cuvântul. Raport privind încheierea proiectului de hotărâre referitor la aprobarea modificării hotărârii Consiliului Local Bucium numărul 42 din 31.08.2016 referitoare la aprobarea modificării structurii de funcții publice în cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Bucium, județul Bacău. Doamnă și domnilor consilieri, proiectul de hotărâre prezentat în această ședință a fost inițiat ca urmare a ocupării funcției contractuale de consilier gradul 1 cu atribuțiile cadrului tehnic în domeniul preventirii și stingerii incendiilor. După cum știți, deja prin ultima hotărâre adoptată de Consiliul Local Bucium, respectiv hotărârea Consiliului Local numărul 42 din 31.08.2016, funcția la care am făcut referire se regăsea în statul de funcție ca fiind funcție contractuală vacantă. Urmarea promovării concursului de recrutare, care a avut loc în perioada 5-7 decembrie, funcția s-a transformat din vacantă în ocupată, astfel încât în coloana 2, poziția 16, s-a înscris numele și prenumele persoanei care a luat concursul Pârvul Nicolae. În conformitate cu prevederile regulamentului de ocupare a funcțiilor contractuale, încadrarea personalului trebuie făcută prin actul administrativ al autorității publice, respectiv dispoziția primarului și implicit armonizarea statului de funcții și organigramei de la realitatea constatată. Față de cele menționate, rog analizați și aprobați proiectul de hotărâre. E vorba de modificarea organigramei și s-a angajat, ce v-am spus mai înainte, de protecție civilă, Pârvul Nicolae. Doamna președinte. Comisia juridică este de acord, a luat la cunoștință cazul menționat, modificarea. Dacă vrea să cineva să doamna. Da, mă gândeam că ar fi indicat să ne dați niște relații despre domnul Pârvul Nicolae din Sibiu dânsului. Așa măcar să știm. Câți ani are și de unde ești, spus. E de oraș? Dau cuvântul domnul Tudor pentru a ne explica. A presupun că s-a depus un civil și... Deci, îl cunosc pe domnul Pârvu, începând, deci, pot să spun că am copilărit cu el. Am lucrat cu dumnealui la marketing, la rafinărie. Este un băiat serios, e în vârstă de 61 de ani. L-ați văzut prezentă spectacole până la Casa de Cultură sau un parc. Îl cheamă Nicu Pârvu. Soția lui este o femeie foarte serioasă. Este la a doua soție, la doamna Pârvu de la pensie. Mi-a fost coleg de liceu, mulțumesc. Deci, dânsul este Nicu Pârvu. Da, mulțumesc. Eu îl cunosc foarte bine din copilărie. Dacă cineva vrea. Cineva? Mulțumesc, domnul Dențiu. Mai sunt întrebări? Mulțumesc. Să punem la vot. Cine este pentru? Mulțumesc frumos. Proiectul s-a votat. Trecem la diverse probleme. Vă rog, înscrie. Domnul Mateieș, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. Stimați colegi, pentru că ne aflăm la ultima ședință în acest an, nu rămâne decât să vă spun că problemele au fost rezolvate, așa după cum s-au văzut în acest an. Au decis într-un mod foarte corect. Rămâne să vă mulțumesc și să vă urez la mulți ani tuturor colegilor, indiferent de ce culoare politică ne află. Vă mulțumesc! Altcineva? Mai sunt înscrie? Vă rog. Nimeni? Declar ședința închisă. Nu? Doamna președintă, doamnă și domnul consilier, mai sunt câteva zile și se încheie anul 2016. Cu această ocazie, țin să le mulțumesc cetățenilor din Comuna Bucium că au venit la vot și au votat în proporție, în procent de 87% pe acei care au realizat ceva în comuna lor, adică PSD-ul. Cele mai importante
realizări în 2016 ar fi întocmirea documentației pentru apă și canalizare Sacră Căuți, canalizare și stații de curare în satul Bucium, canalizare și curare în satul Răcăuți, prima etapă. Am obținut punctajul în decurs de 3 luni suntem obligați să facem PTH-ul, adică proiectul tehnic, și cred că în vară, până obținem autorizația, în vară începem lucrările. Ar fi o sumă de 2 milioane de euro, adică 90 de miliarde de bani vechi. Altă realizare ar fi asfaltare 3 km în satul Răcăuți, Cătunul Conți, până la biserica de la Conțul Românesc. Ar mai fi de realizat șanțurile, podețele pentru scurgerea apei fluviale. Teren mini-fotbal în sat Bucium. Reparație drum comunal 1000 de metri pătrați unde era stricat pe drumul comunal de DC-124. Centrală lemne la primărie. Nouă. Centrala de la primărie am dus-o la Răcăuți, plus instalații la Căminul Cultural de la Răcăuți, instalații de căldură și apă și grupuri sanitare. Balastare în toată comuna Bucium. Acolo unde a fost nevoie, s-a făcut. După inundația din Cătunul Conți, din vară, care știu, a fost dezastru, curățenie, balastare și am adus pe linia de putere. Ar mai fi o bună organizare la cele două școli din comuna noastră. Școala din satul Bucium și școala din satul Răcăuți. Curățenie, igienizare, lemne pentru cele două centrale, ca elevii să învețe în condiții bune. Cadastru general la toate drumurile din comună, fiindcă avem nevoie. Introducem apă și canal și autorizația nu ne-o dă fără a fi drumurile întabulate. Anul acesta la primăria nu am avut cetățeni din comuna Bucium care ar fi nemulțumiți de cum se comportă funcționarii din această primărie. Pentru toate realizările din 2016 și Consiliul Local are un merit deosebit că au votat toate proiectele de hotărâre și meritul pentru realizări sunt și a domnilor consilieri. În curând, din sărbătorile de iarnă și cu această ocazie doresc tuturor buciumenilor, oriunde s-ar afla ei, Consiliul Local Bucium, colegilor mei din Administrația Publică Locală Bucium, că eu îi consider colegi, nu subalterni. Nu i-am considerat niciodată subalterni mei. I-am considerat colegi. Tuturor cetățenilor care au activitate în comuna Bucium, adică profesori, cadre didactice, doctori, poliție. Cu această ocazie le doresc multă sănătate, sărbători fericite și un călduros la mulți ani. Mulțumim! Doamna președintă! La fel și din partea mea, cum noi ne mai întâlnim pe 31, multă sănătate, că e mai bună decât toate. Pensionar, domnul primar. Poftim? La pensionar, domnul primar. În bani ce vor la pensionar? Tuturor. Să-l
Mulțumim frumos! Întâlnim sănătos! Așa am spus numai în mare. Câteva... Da. Aici sunteți consilier, sunteți pensionat. E luminat în public. La biserică ajutor financiar pentru materiale de construcții. Ar fi mai multe, 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 dar am enumerat numai de cele mai importante. E normal să... Și sunt bucuros că Consiliul Local, că și Consiliul Local are un mare merit. Pentru așa ceva. Am trecut proiectul de hotărâre. Și așa de aici. Și aici să doar. 7 stele pe nu mai... Ce-ați spus ce ne puțin?